9.000 de elevi de clasa a treia din 45 localități din România au realizat compuneri despre colectarea separată și reciclarea deșeurilor de ambalaje în cadrul Eco-Olimpiadei. Noris Leah, elev al Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu, a reușit să se claseze pe prima poziție la nivel național cu lucrarea sa intitulată Prietenele mele deșeurile. Pot să vă spun că a fost greu să o fac, mi-a luat foarte mult timp și vorbesc despre deșeuri în compunere și fac cum să reciclăm selectiv. Cum a fost la festivitatea de premiere? Ai avut emoții acolo? Am avut puține emoții, dar a fost frumos. Tu te așteptai la premiul ăsta, la locul întâi, la nivel național? Nu. Concursul a constat în selectarea unei compuneri după ce la nivelul clasei am parcurs cele 6 lecții din manual și am făcut acele activități practice. Din finalul lecțiilor, copiii au realizat o compunere. În urma selecției pe clasă, compunerea lui Noris a fost înscrisă pe site și a obținut un număr de peste 3.000 de voturi. Compunerea a fost deosebită, a fost o compunere reușită și cred că a meritat să obțină locul întâi. Pentru Școala Gimnazială Mihai Eminescu, premiul de la Eco-Olimpiadă este unul deosebit. Acest loc întâi obținut de Noris la Eco-Olimpiada elevilor înseamnă o floare care se adaugă într-un buchet foarte frumos de premii obținute de elevii noștri în acest an, premii naționale, pentru care am și avut o festivitate aparte de festivitatea de premiere pentru învățătură și purtare luni, în 8 iunie, cu ocazia zilelor școlii care tocmai se desfășoară în această săptămână. De fapt, ăsta este și rostul zilelor școlii, să scoatem în evidență performanțele copiilor noștri, care nu sunt neapărat numai la învățătură, ci în tot felul de proiecte care se pregătească pentru viață. Deci acest proiect de educație ecologică este foarte important pentru copiii noștri, pentru că prin asta educăm pentru viitor. Festivitatea de premiere a Eco-Olimpiadei s-a desfășurat în cadrul Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa.